Salut! Mă bucur că avem această ocazie să discutăm în sfârșit. Eu știu că sunt tare mulți tineri ca voi, activi, ca colegii voștri care se implică și mine mă bucură că sunt oameni care se ocupă, cum ați zis și voi, și de mediu și de promovarea valorilor democratice și de integrarea europeană. Eu mi-aș dori ca noi, în primul rând, să înțelegem ce putem face pe termen scurt ca să creștem interesul tinerilor pentru Republica Moldova. Cum putem noi să ne bazăm pe voi pentru a promova ideea integrării europene și a avea acest sprijin popular pentru integrarea europeană? Cum vă puteți implica voi în procesul ăsta? Și, în general, ce credeți voi că trebuie să facem noi astăzi? Ca voi, copiii de la școală, copiii de la grădiniță, să aibă această șansă a competitivității într-o lume foarte schimbătoare, foarte diferită, care ne așteaptă.